în toată această nebunie a intrat și ministrul Drulă, Cătălin Drulă de la transporturi, care inițial a păstrat distanța. În primele două zile, parcă, sau în prima zi oricum, a păstrat distanța, chiar era oarecum suspect că nu a făcut niciun fel de declarație pe tema conflictului apărut în coaliția aflată la guvernare. Vorbea pe Facebook despre proiectele sale, s-a concentrat inițial pe munca din minister, Apoi, poate și pentru că au apărut aceste semne de întrebare, a venit cu acea declarație în care a spus că Florin Câțu este un zombi politic, a dus mai departe, de fapt, mesajul partidului, și anume retragerea sprijinului politic pentru premierul Florin Câțu. Dar cum poți să faci o astfel de afirmație și să rămâi în continuare ministru? Asta e întrebarea momentului. Cum vor continua, dacă vor continua oamenii aceștia împreună? Și cât vor mai rezista împreună, chiar și dacă vor depăși cumva acest moment Cum poate Barna să fie vicepremier în continuare Cum poate Drulă Să fie Ministrul al transporturilor Sunt întrebări La care așteptăm în continuare răspunsul Ce spune Florin Câțu Despre ministrii săi Și despre aceste declarații La adresa sa M-a spus că eu nu comentez Opiniile Membrii cabinetului, v-a spus acest lucru și înainte. Tot ceea ce pot să-i asigur pe membrii cabinetului, că de fiecare dată voi face o evaluare corectă bazată pe ceea ce fac și nu pe ceea ce spun. Sigur că așa funcționează lucrurile întotdeauna. Deci, nu ține cont de aceste declarații, nu? Zombi politic, așa cum l-a făcut Cătălin Drulă. Rareș Bogdan spune că Rareș că în acest moment Cătălin Drulă ar trebui să lase ranga la ușă. Nu poți construi cu ranga referindu-se la demolările de la metrou. Lasă cumva loc de a continua această colaborare, dar critică reacția lui Cătălin Drulă. Premierul a fost întrebat și despre o afirmație făcută de Ludovic Orban, referitoare la miniștrii care trebuie să-și scrie demisiile înainte să critique premierul. Hai să auzim și acest moment din conferința de presă susținută de Florin Câțu ieri. Ludovic Orban spunea ieri că un ministru care și atacă premierul trebuie să-și facă bagajele. Sunteți de acord cu această declarație? Este o declarație foarte bună domnule președinte. De președinte? O declarație foarte bună a președintelui de partid, Ludovic Orban, despre Cătălin Drulă, dar și despre ceilalți ministri care au criticat în acest moment activitatea lui Florin Câțu la conducerea Guvernului României. Inițial a spus că nu, nu țin cont de părările personale ale ministrilor și atunci când vor fi evaluați, vor fi într-adevăr evaluați pe ceea ce au făcut la minister și nu pe declarații politice. Dar avem acum informații, e adevărat, pe surse, dar sunt informații pe surse prezentate de G4 Media în această dimineață, în ședința PNL, Florin Câțu a spus destul de clar că miniștrii care vor critica colegi sau pe premier, cum a făcut Cătălin Drulă, vor fi revocați imediat. Sunt informații pe surse, dar, cum spuneam, ar să fie din surse destul de sigure în acest moment, oricât ar încerca să nege cineva această afirmație, dar cred că e un mesaj care cumva mai degrabă s-a lăsat scăpat din această ședință. Ca să înțeleagă miniștrii că nu e momentul să continue, cu, să continue cu atacurile la adresa premierului în această perioadă. E genul acela de informație care, sigur, vine pe surse, că nu vor să amplifice și mai tare conflictul, dar e un mesaj clar pentru ministrii USR Plus în acest moment. Orice declarație politică pe care o vor face s-ar putea lăsa cu consecințe grave. Acum încă nu avem o decizie în ceea ce îl privește pe Cătălin Drula. Va fi, acesta a revocat, va fi probabil mai greu să-l revoce pe Cătălin Drulă în acest moment, pentru că la adresa sa, cel puțin dacă vorbim despre susținătorii coaliției, oamenii care au votat PNL-USR Plus de nu au fost prea mulți oameni sau aproape deloc care să-l critique pe Cătălin Drulă, să-i critique activitatea de la ministerul în această perioadă. Pe Vlad Voiculescu, sigur, l-au criticat mulți oameni din PNL. Au fost destule critici la adresa lui. Dar când vorbim despre Cătălin Drulă, până la acest moment, până la această declarație împotriva premierului, nu au fost alte situații în care acesta să fie criticat uh, din dreapta. Așadar, va fi ceva mai dificil, dar e în mod clar un mesaj, un ultimatum pentru ministrii USR+. Chiar și acest ultimatum nu face decât să agraveze situația. Cum spuneam, informația este pe surse, dar sunt uh, surse, cred, serioase, și un mesaj transmis, de fapt, partenerilor de la guvernare. Mai ușor cu declarațiile, și nu e singura sursă din care a venit această informație. Avem, sigur, acum surse din interiorul ședinței. Înainte de ședință, Raluca Turcan a spus în fața presei că oamenii care vorbesc acum despre activitatea guvernului ar trebui să-și aleagă mai bine vorbele. Să aibă grijă ce spun oamenii aceștia. E un mesaj clar. Și o cumic, da? Suntem la guvernare, avem puterea, USR nu-și permite să plece de la guvernare. De fapt, acesta a fost în realitate calculul politic al lui Florin Câțu. Alături de președinte, cu siguranță. Vrem să scăpăm de Vlad Voiculescu și e puțin probabil ca USR să își dorească să iasă cu adevărat de la guvernare în acest moment. Au știut că va urma o perioadă tensionată. Au fost uh, cu siguranță, sigur de asta. Au știut că USR Plus va avea ceva de obiectat după ce le va fi demis ministrul, nu? S-au așteptat. Nu cred că s-au așteptat neapărat la acest scenariu în care USR Plus să vină cu această declarație politică puternică. Ne retragem sprijinul politic pentru premierul Florin Câțu. Iar genul acesta de declarație nu lasă prea mult loc de negocieri. Unde să mai negociezi? Pentru că orice ai face după o astfel de declarație, în cazul în care nu obții ceea ce îți dorești, te face să pari slab, nepregătit să faci față momentului. USR Plus nu poate să dea în spate acum fără să piardă și mai mult capital de imagine. În același timp, PNL nu poate să îi retragă sprijinul politic lui Florii în acest moment. Oricât de mult, poate că în sinea sa și-ar dori acest lucru Ludovic Orban, ținând cont de lupta politică din interiorul partidului. Probabil, dacă ar avea posibilitatea, Ludovic Orban ar face asta. Dar din această poziție în care se află acum Ludovic Orban de președinte de partid PNL, iar er trebuie să apere partidul. Iar ca să apere partidul în această situație, trebuie să-l apere inclusiv pe Florin Câțu, cel care, la un moment dat, ar putea să ia locul la conducerea partidului.